Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. După cum ați văzut, astăzi avem un unboxing și primele impresii, însă, înainte de toate, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele și nu uitați să lăsați și un like dacă aveți plăcerea. Ei bine, astăzi vorbim despre minunatul acesta, uitați câtă cutie de mare, este foarte mare. Nu am niciunul de la Dramatic, nu am niciun parfum. Am vorbit noi despre sexorcism și cam atât. Am Decant, este un parfum frumos, este un parfum gurmand cu ciocolată și eu acum am ales Haptic pentru că este un fructat cu cocos. Este asemănat pe fragrantica cu... Ia să vedem că nu mai țin minte. Oricum, mi-a atras atenția faptul că este asemănat cu Baccarat Rouge. De unde și până unde nu-mi dau seama, dar mai este asemănat și cu Minnie Mouse de la The Fragrance House of Siage. Ok, deci Haptic de la Dramatic are 100 de ml și este apă de parfum, iar ca note avem așa, în deschidere căpșuni și bergamot, în mijloc avem zmeură, nucă de cocos, iasomie și ambră, iar în bază avem vanilie, lichen, mosc și note lemnoase. Avem și un mesaj, can't touch this. Am înțeles că din videoclipurile de prezentare de pe internet, am înțeles că ar fi un parfum de vară, seducător așa și dulce fructat. Hai să-l deschidem. Arată foarte bine, are o prezentare foarte frumoasă, se asortează cu florile mele. Și ce așteptări am eu de la acest parfum? Trebuie să vă spun înainte că eu am testat toate parfumurile de la Dramatic atunci când am fost în delirium. Le-am testat pe toate, acesta mi-a atras atenția și v-am și spus într-un video, dar nu mai țin minte. Și oricum am testat multe parfumuri atunci, deci nu pot să spun că țin minte cum miroase, nu. Țin minte că am simțit o aromă fructată cremoasă. Atât. Nu știu cum se dezvoltă, vai de acum arată, vai. Îmi place mult prezentarea. Știu că și voi aveți parfumul acesta, unele dintre voi. Puteți să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare. Am înțeles de la cineva că ar avea o problemuță cu persistența, deși pot să zic că eu am fost foarte mulțumită de celălalt. Acum o să vedem cum este și acesta. L-am luat cu gândul la perioada caldă. Vai, ce frumos arată! Îmi place foarte mult sticla, prezentarea este super colorat și vibrant, așa. Așa mă aștept să fie și mirosul. Ok, sticla este superbizimă. Îmi place mult de tot. Și mă mai tentează și cel mov, nu știu cum se numește. Dar haideți să vedem cum este. O să-l dau pe piele, m-am mai dat cu un parfum pe mână, de asta nu, dar o să mă dau pe piele. Hai să vedem. Da, este fructat, este dulce, vibrant, se simte citric, se simte o căpșună proaspătă, în combinație cu ceva dulce și ceva citric, dar îmi place cum miroase. Nu mi-amintesc să-l fi simțit așa în magazin. Eu v-am zis de fiecare dată că am nevoie să mă duc de 2-3 ori în magazin să testez un parfum. Adică nu mă las cucerită de la prima testare. Și da, pot să zic că este asemănat cu Baccarat Rouge pentru că are ceva acolo. Are ceva acolo, nu știu ce. Este dulce, fructat. Se simte zmeura, căpșuna. Deci, da, nu-l simt atât de cremos. Mi s-a părut înainte că este o combinație de fructe roșii pe o bază de frișcă.
Așa l-am simțit eu atunci. Are ceva din Baccara Rouge. Are. Are, da. Dar e, cum să vă spun eu, în genul lui Burberry Her. Dar totuși e mai tropical așa. E fructat, e dulce, se simte cocosul, deci îl face mai tropical și mai cremos. O să văd cum se dezvoltă. Se simt fructele roșii, deci avem căpșună mai mult decât zmeură. Acum o să vedem cum se dezvoltă. Și are o bază, are un background, ceva din Burberry Her Baccara Rouge / Baccara Rouge, ceva din ambele, dar mai mult l-aș asemăna cu Burberry Her, doar că este un cocos acolo care îl face mai cremos. Nu este un cocos care iese în evidență. În evidență ies fructele roșii. Nu știu cum se usucă, dar bănuiesc eu că este așa o bază de Baccara Rouge, dar totodată este un parfum mai tropical, mai fructat, mai proaspăt. Chiar sunt curioasă dacă se dezvoltă mai cremos de atât, dar momentan așa îl simt. Îl simt fructat, îl simt dulce, simt acolo ceva din Burberry Her și ceva din Baccara Rouge. Și se simte cocos. Da. Are și ceva din Ariana Grande Cloud. Da, 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 chiar așa. Se pare. Și am revenit. Un video de genul acesta nu am mai făcut de mult. Am revenit cu parfumul căruia i-am făcut niște clipuri. L-am filmat, l-am pozat, l-am pus pe Instagram, acolo unde mă puteți găsi și voi. O să vă las pe ecran contul meu de Instagram. Și nu despre asta voiam să vorbim. Voiam să vorbim despre faptul că l-am lăsat pe piele, s-a uscat și speram eu să se întâmple o minune și să fie mai cremos, să se simtă un alt fel de cocos, să fie mai tropical, mai fructat. Dar nu, nu s-a întâmplat asta. De fapt, pe pielea mea se dezvoltă și l-am și folosit, îl simt în aer ca și pe Ariana Grande Cloud. Deci am comandat Gramatic, Dramatic, Haptic, Can't Touch This și am primit Ariana Grande Cloud. Așa se usucă. De la început se dezvoltă în felul în care v-am spus deja. Are ceva din Burberry Her, are ceva din Baccara Rouge și se usucă. Apare apoi cocosul acela cremos și se usucă ca și Ariana Grande Cloud. Cocosul acela lemnos, cuizul acela de Baccara Rouge. Nu este un parfum rău, dacă vă plac aceste parfumuri, însă eu am avut Ariana Grande Cloud în colecție și l-am dat. Am avut și Burberry Her, am avut tot ce se poate, cuizul de Baccara Rouge și a plecat tot ce am avut, pentru că nu mi se potrivește mie foarte bine aroma asta. Ok, mă așteptam la un parfum dulce, fructat, cremos, cu fructe roșii, cu cocos, tropicao, senzuao și ce se mai poate, dar nu s-a întâmplat așa. Și m-am gândit să vă spun impresiile mele. Astăzi l-am primit, nu știu dacă este chiar corect să trag aceste concluzii împreună cu voi acum, dar sunt cam dezamăgită și cred că voi mă cunoașteți, chiar dacă nu mă vedeți. Știți din voce că nu este cea mai mare încântare. Nu este corect nici că am comandat Haptic, Can't Touch This, Dramatic, Gramatic, Mamatic și am primit Ariana Grande. Nici asta nu este corect. Da. Am zis să vă spun impresiile mele pentru că s-ar putea să nu mai apuce parfumurile săptămânii în care să vă povestesc despre el, pentru că s-ar putea să plece înainte și atunci trebuie să știți care sunt părerile mele despre Haptic. Dacă vreți un parfum de la Dramatic, Gramatic, Gramatic, Dramatic, alegeți Sexorcism. Pentru că acela este superb, îmi place și mie și între el și alte parfumuri găsesc asemănări, dar totuși are ceva al lui. Aici este
Orice parfum cu iz de bacara ruj ați găsit pe piață, le găsiți aici în Haptic, dacă vă place izul de bacara ruj, dacă v-a plăcut Ariana Grande Cloud, dacă v-a plăcut Burberry Her, dacă vă place și vreți 3 în 1, găsiți în Haptic. Da, astea sunt impresiile mele. Sper că v-a plăcut clipul acesta haotic, dar sincer. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Abonați-vă, lăsați-mi impresiile voastre, spuneți-mi și voi dacă ați testat Haptic și cum vi se pare, ce părere aveți despre noul meu parfum și cam atât. V-am pupat, ne vedem în curând. Pa, pa!